Oricum, în clipa asta, așa se așează numărătorul, iar la numitor am x minus 4, da? Da. Și e cam departe. Am același numitor, x minus 4, și în diagonal x plus 5, minus... Și nu cam paranteza aia. Și acum, x minus 4 minus x minus 1 face x cu x reduc, și minus 4 era minus 1 aici, minus 1, parcă nu, x minus 1 a fost. Da, da, da. Și vine plus 1, da. Minus 4 plus 1 face minus 3, da? Și cu minus? Minus 3 la pătrat, da. Face plus 9. Și rămâne minusul din față. Da. Și vine minus 9. Și da, și nu mai trebuie. Face x minus 4 supra x minus 4. Și nu mai greșește. Și face 1. În concluzie, exercițiul te ajută foarte mult, că spune egal 1. Și până ajung la 1, te iau o dată, de 2 ori, de 7 ori, de 9 ori, până când îmi dă 1, că știu că unde trebuie să ajung. Exact. Când îți dă valoarea X plus sau la ce trebuie să ajungi, ai o șansă plus. Când nu spune la ce ajungi, atenție mare, că nu-și mai e control. Dar nu a fost o expresie de a zis de-a vorba. Da, a fost un expres foarte mare. Concluzia. Și la algebră trebuie lucrat la expresii. Pentru că, din nou, acesta este un motiv de panică în care spunem așa. Am greșit aici o expresie atât de simplă? Trebuie să mă aduc și lucrez cât mai multe expresii. De ce? Aduce la forma cea mai simplă. Iar destul de ciudată, cât se poate sofisticii. La ce pomerșurile crește, muncă foarte mult, e independent. Nu ai cum să spui, gata, expresia, am greșit de puțin și treci mai departe. Că acolo o sigură de greșit, este definitor. Și acum facem problema la geometrie. Da. Dar fiind subiectul la simulare, lăsăm așa fișierul? Subiectul la simulare asta. Hai să lăsăm complet. Da. Dar să fie și algebră și geometrie. Exact. Da? Dacă... Hai să fie și tehnici totul. Așa sună o subiect, dar e amestecat. Nu? E și algebră. Păi n-am zis, și algebră și geometrie, dar nu am subiect simulare. Tocmai așa zis, nu? La simulare, trebuie să știm așa ce. Facem doar problema a doua, că de prima zi s-au făcut și nu am întâlnit probleme. Așa e, adică, bine. Problema a doua sună așa. Un cornet se înghețată. Are forma unui cont circular drept. Deci, în ipoteză, avem un cont circular drept. Deci, fiind formează, cont circular drept, care are o secțiune axială, triunghiul ABB. Cu AB egal cu 10. Secțiune axială. Secțiune. Axială. Axială. Triunghiul ABB. Leadership. De? V. AVB. Da. Coase egal cu 10. AV egal cu 10. VA egal cu VB și egal cu 13. V egal cu VB și egal cu 13 centimetri. 13 centimetri. Arătați că VO egal cu 13 centimetri. Arătați concluzie că... VO e egal cu 12 centimetri. 12 cm. Unde O este mijlocul segmentului AB. Virgulă. O, mijloc lui AB. Sau știți bine cum spune? AO egal cu OB. AO egal cu OB. Bine. Să măsați că raportul dintre area laterală și area totală... Deci, area laterală supra area... Totala omului circular drept este egal cu 13 pe 18. 13 pe 18. Și ce? Cornetul este umplut cu înghețată. Și dintre 700 de grame de înghețată au un volum de 1000 de mililitri. 700 de grame înghețată. 700, nu? 700 de grame de înghețată au un volum de 1000 de mililitri. 1000 mililitri. Arătați că în interiorul cornetului... Mililitre, da. Da. Arătați că în interiorul cornetului avea mai mult de 219 grame de înghețată. Să rezultați, atunci că
În interiorul cornetului avem mai mult de 219 grame de înghețată. În interior, sau volumul înghețatei. Da, sau volumul înghețatei. E dat 219 grame. E mai mare. De 219 grame. Mai mare de 219 grame. Se consideră cunoscut că 3,14 este mai mic de grețime. 3,14 mai mic de grețime. Mai mic de 3,15. Da. Și au făcut zic, au făcut A și B. Să nu au făcut ce. Sau au făcut și ce, dar... Sau făcut ce cu mai. Ai făcut și nu e sigură dacă ai făcut și tu, Adi? Eu n-am mai... N-ai făcut nimic aici, da? Da, 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 ce om. Tu ai făcut ce om? Da, nu l-am făcut pe ce, dar și pe l-am făcut. Mi-a dat. Păi asta te-am întrebat. Deci tu ai făcut așa și pe și n-ai făcut ce. Da. Adi nu știe dacă a făcut bine. Și Miruna mi-a zis că a făcut tot. Vedem. Că pe și nu știu cu la Liviu aici, deci totuși fiu dat. Am tras și mă, dar nu. O să vedem. Atunci, hai să facem așa. Să vedem cum a lucrat acolo. Să vă spun pe ce, că nu ne trebuie. Da, da, vedem Maria, totuși Maria nu știe dacă a făcut. Să vedem. La... Așa. La așa pe, da. Nu, la așa pe știe. Dar nu știe. Vă așa a spus. Maria, știi sigur pentru că vine la așa pe? A, tot la ce și-a Maria. Și deci tot la, la ce au rubit? Toată lumea la ce. La ce, da. Bun. Păi, hai să vedem. Ce avem? Tu ce-i tu, Maria? Cum ai pornit aici la ce? Deci am făcut volumul omului. Volumul omului? Da. Se scrie Mariana Marino, profesor. Se scrie în toate pe ei, dacă poate mai ce. Hai. Deci volumul omului. E ca un lucru pe... Hai zi, Maria. E H, PH, PH, P3, PH, P3, stai în zic. Iar poate să mulțumim pe treia. Da, dar nici una, PH, H, hai, cum ai scris mai? Aria bazei PR pătrat, H, H, PR pătrat, aria bazei, e cerc, nu? E pătrat, e H. Supra. Ce e ca cu P? Rasa, cât e rasa? Rasa e 5. E 5. Deci mă dat din AB. Da, jumătate din AB, dar avem AB 10, da? Da, ori e de... Așa, jumătate de 5. 25. Ori H, așa. Așa, 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 de 12, da, da. 12. Dar cum doar va afla 12? Ori 13. Supra... 13. Simplific, da? Face 100... Ce? Centimetri cu... Bun. 100 centimetri cu. Mai departe ce e cu mai mult? Așa, și apoi am transformat, am făcut totul de număr de copii. Cum? Adică 100 ori 3,14. Ah, l-ai înlocuit de ipi? Da. Și l-au luat vreo asta și am făcut cum a făcut ea. Deci au luat 3,14. Și apoi când mi-a dat acolo, am făcut în decimetri cu. Ia să vedem, stai să vedem unde să apă, ca să și scrie în bani, dacă avem exact mai făcut. Eu am făcut 103,14 și face o transformată în decimetri cu ori. Mai bine era să luăm 3,15, să luăm maximum. Bun, ea așa o luat, așa. Nici maxim, nici minim, trebuia luat exact așa cum era dat. Exact așa aici. Da, și lucra, dar nu mai contează. Inegalitatea, frate. Exact. Cum mulțeați pe 100. Am făcut așa. Exact, cum mulțeați pe 100, aveați 100 din la mijloc acolo. De 314 și 315, iar asta. Și ce? Volumul era de 314 și 315? Deci, Maria, tu ai făcut 315? Sigur că da. Și asta? Nu lăsăm așa. Așa? Dar de acolo transformăm în decimetri cubi și care se înseamnă... Bun, deci tu ai făcut aici 314 centimetri cubi, volumul egal cu 314 centimetri cubi, da? Scrie tot ce m-au făcut. Deci egal cu 100. Ori 3,14. 3,14. Centimetri cubi. Centimetri cubi. Și egal cu? Zi Maria mai tare. 314 centimetri cubi. Centimetri cubi. Și-o transformat în decimetri cubi. Nu, Maria? Și-o scris egal cu câți? E 0,314 centimetri cubi. Egal cu 0,314.
300 14 decimetri cubi. Și litru scrie pe care înseamnă 0,314 litri. Bun. Știi? Și apoi am scris că mililitri, transforma și mililitri în litri. Și mililitri. Și litri, mililitri. Poate litri, mililitri aș fost mai bine, nu? Nu, că noi aveam mililitri, vreau să transformă în litri. Nu? Cu un decimetru pătrat doar cu litru. Așa. Și tu mai departe, fiindcă ai aici mililitri, fiindcă ai mililitri, transformă în mililitri, litri. Așa ai făcut, Maria? În mililitri. Invers. Nu, am făcut invers. Adică, 1000 de mililitri, un litru. Deci aici 700 grame egal cu un litru. Și de acolo un compris 0,314 litri, așa ai făcut? Mm-hmm. Bun, și cum ai făcut? Și apoi am comparat și cum era... Lasă-o să devine. Exact cum ai făcut acolo, Maria. Oricum, dacă ai lucrat până aici, tot îți dă ceva și mai... Da. Dar zic cum ai făcut. Din 5 puncte tot îți dă. Ai transformat bine, îi dă 2-3 puncte, chiar dacă nu lucrezi la final, îi dă. Dar nu-ți aminte cum ai făcut. Nu mai știi. Ia zi doar de cum ai făcut. Dar eu nu l-am mai făcut pe ce. Tu l-ai făcut deloc. Deci nu l-am mai făcut. Eu l-am dat numai 340 cm2. Din cubi, așa, din centimetri am dus în decimetri. Da. Da. 0,314. Ai scris așa 0,314? Nu știu dacă am scris 0,314 sau 31,4. Cu 31,5. I-am scris că un litru egal cu decimetru. Și de aici absolut. Da. Dar tu mi-ai spus că ai scris așa, dacă 700 de grame. Da, păi dacă așa scris. Păi asta vreau să scriu. Păi aceeași chestii. Ai zis așa cum să-i grame 219 grame, îi... Ia așa o scurie. Dacă 700 de grame de înghețată înseamnă un litru, atunci 219 grame, cât să înseamnă? Știți? Așa o scurie. Și a combinat de acolo pe... Și dat rezultatul, cât însemna. Da. De aici ați cam mers pe lângă subiect, încercând să faceți câte ceva. Corect, trebuia făcut astfel. Volum pi este cuprins între 3,14. Deci înmulțim cu 100, că așa avem 100 pi, totul ori 100. Și echivalent, va spune 314. Am zis că este 100 pi. 100. Și mai mic 100 pi. Și mai mic decât 315. 315. Ce sunt aceștia? 100 pi. 100 pi, centimetri cubi. Punem centimetri cubi peste tot. Și avem 314 cm cubi mai mic decât 100 cm cubi mai mic decât 315 cm cubi. Mă duc prin centimetru cub în decimetru cub. Ca să văd spre legătura aceea care știu că un centimetru, un decimetru cub. E ca cu un litru. Un litru. Și acum ai 3140. Și mă duc, dacă mă duc la centimetru, la decimetru. Bun, încă 3. Ca gândește așa, vor fi mai mulți sau mai puțini? Mai mulți, că decimetru e deasupra. Centimetru e jos. Vor fi mai puțini. 1000. Cu 1000. 1000, 30, 3 la 3. Da? Împărțim totul la 1000. Și 0 cu 3 la 4 de sus la 1. Da? Deci împărțim totul la 1000. Și vom avea 0,314 decimetri cubi.
mai mult decât pi supra 10 decibeli cu din 1000, rămâne 10 jos, da? Da. Mai mult decât 0 de 2, 315 decimetri cub. Da, fiind cu decimetru cub înseamnă 1 litru. Înlocuim, pur și simplu, în loc de decimetru cub, zicem litru. Și vine 0,314 litri, mai mic decât pi supra 10 litri, mai mic decât 0,315 litri. Și fiindcă noi discuția o avem în litri, nu? Aici ce o să spun? Un litru înseamnă 700 de grame. Atunci tot 90 de grame? Deci, practic, pur și simplu mulțesc acum, aici sunt 0,13 litri, da? 14. 14. Și mulțesc pe 700 cu 0,13. 314, ca să vă duc în grame toate povestea asta, da? Zic bine? Da. Deci, dacă aș fi avut aici de 0,14, înmulțesc cu 700, ca să văd ce cantitate am în grame. Dar 700 grame înseamnă un litru. Păi da. Și dar eu am câte, câți... 0,3. Și dacă... Câte grame înseamnă 0,3? Dacă eu treime din litru... Da, da. Da. Atunci 700 ori o treime, îți dă câte sute de grame. Da. Deci eu spun foarte bine. Da. În loc de un litru, pun 700 da, de grame. Da, da. Și atunci vine 0,314 ori 700 mai mic decât pi supra 10 ori 700 mai mic decât 0,315 ori 700 tot e grame acum. Tot e calculat în grame, grame. Și repede ajung aici, nu? Hai să mulțim cu 7. Nu, scrieți, da. Da. Hai să zicem. 7 ori 4, 28. 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. 7 ori 3, 21. Și cum am, cu 700 am mulțit, eu am nevoie de, cu 700, da? Încă 20 ori trebuie să pun. Și pun aici, virgula. Și atunci... 219,8 mai mic decât acum fi, mai simplificat puțin. Fi într-un 10, da? 70 pi. Mai mic decât acum 7,535. 7 și cu 3, 10. 7 și 3, 21. 22. Da. Și acum face 220,5 grame, da? Da. Grame. Și grame pe săptămână. Da. Adică, în cât înghețata care încape aici, înghețata care încape în cuba aceea, e cuprins între 219,8 și 220,5. Deci mai mare decât 219 grame. Și deci mai mare decât 219 grame. Clar, se vede. E mai mare decât 219 grame. Deci așa trebuie am văzut. Ca să fost mai exact, putea să zic că să se arate între ce limite pot umple cupa respectivă. Adică între, cât, între ce limite pot să pun pentru a o umple complet.
între 219,8 și 220,5. Da, nu cam mai mult decât 220,5. Da, nu cam mai mult. Foarte interesant, dar a fost și asta, majorantul de aici. Este adevărat că e mai mică decât 220,5? Sau aici mai mult decât 219? Da, deci, atenție, așa am făcut aseară, dacă vă amintiți, am avut așa o chestie, când am plecat cu picul, spre ei tânt. Bun, și e curicula de freezing cât o altă, că 700 grame de înghețată e în cadrul un litru, un litru înseamnă 700 grame, înseamnă că e ce o altă. Și 219 grame înseamnă câți litri. Așa, așa. Și lor le-a dat cât? Că e între 0,314 și 0,315? Sau ce le-a dat? Da, exact. Exact. 0,314 litri și 0,315 litri. Acolo. Exact. Între piul ăla. Bine. Vedem noi. Da. Și cum ați găsit? Voi, când e mai mare decât 218, n-am găsit asta. Bă, da. Cum? Păi cum? Dacă e 700 grame e un litru, da. 219 grame, cât e asta? Dă... Pi. 2197 mililitri și mililitri în tot jumătate litri, deci centimetri, decimetri. Și cât o și un decimetru pătrat e un... Acum știu cum e un decimetru pătrat. Un decimetru cub, măi. Așa, așa. Pătrat. Și dă, și așa. Și dă ce? Ce dă egalitatea și dă ce? Eu mă înțeleg. Inegalitatea. Da? Adică dă piul, e între 2,14 sau ce dă? Că e mai mare decât 219? Da. Asta întrebi, spune asta, că îți dă că e mai mare decât 219. Da, da. E mare că asta întrebi. Nu știu, eu n-am făcut eu. Da. Deci, trebuia să ajungi la așa asta. 70 pi e mai mare decât așa ceva. Și 70 pi, ce e volumul conului? Volumul conului transformat prin capacitate, ținând cont că echivalentul unui litru înseamnă 700 de grame. Deci, vedeți, o construcție așa făcută m-a dus până la litru. Și acum eu fructific așa, un litru e 700 de grame. Pur și simplu locuiesc litru cu 700 de grame. 700, bun, văd litru. Cu deci, practic, ce văd acum nici 700 de pi, ăia e bunul colp. Deci, în colpul că vreau încape mai mult decât 219,8, și mai puțin decât 220,5. Maxim 220,5. Exact. Minim 219. Da. Deci ce era mai mici este transformată capacitatea, fostul volum în capacitate și capacitatea în gramaj, în masa ghețată. Deci când mai am o problemă de genul ăsta, și se dă pi, cuprins între 3,14 și 3,15, de acolo plecați. Sigur. Și cum ați scris că volumul conului și ați ajuns la 100 pi și vedeți că nici tot aveți doar înmulțiți cu 100 și de acolo tot faceți inegalitatea și tot folosiți, vă zicem, la autorolul. Folosești dubla inegalitate și dai pe 10 și în centimetri cubi. Deci centimetri, decimetri cubi. În decimetri, pentru că te înțelegea decimetri și cu decimetri cubi litru, ca să poți să lucrezi la cea mai departe, de aia ajunge acolo. Deci decimetri. Dacă se leagă cu capacitatea, exact. Atunci trebuie să treci la litru. În cazul nostru. Și cum el îți pune litru cu masa, gramajul... Imediat duci în decimetri, pentru că litru înseamnă... Decimetru cu... Da, cu decimetru. Deci de la volumul care se măsoară în centimetri, mililitri, centimetri cubi, decametri, metri cubi sau știu ce, e fugi spre decimetru cubi, ca să te duci spre capacitate. Că el, când ți-a aruncat pe litru... Litru, gata, decimetru cubi. Acolo duci. Litru, decimetru cu o și scrii ca să... Dacă am cât 3,14 mai mic cât 3,14 cm, mai mic cât 300 cm, 314 primul, centimetri pătrați, tot mai mic cât 300 se păstrează? Deci unitatea de măsură care e folosită e peste tot la dubla inegalitate. Și dacă vreau să transform centimetri în centimetri pătrați? Centimetri în centimetri pătrați nu-i poți transforma. Doar dacă ai ceva referitor la laterală, ca să fii centimetri pătrați. Dacă e pentru lungime, e în centimetri. Dacă e pentru că ai
centimetru pătrat. Iar dacă e pentru volum, centimetru cub, și numai la volum facem legătura cu litru, decimetru cub cu litru. Centimetru pătrat cu litru, ce se face la suprafață? Măsori cu capacitatea, ce să ții pe, pe foaie de tablă, pe foaie de hârtie? Aici, nu? Trebuie să fie volum. La volum ne gândim pentru legătura asta, decimetru cub egal cu litru. Deci a fost interesant, să știți, subiectul aici. Punctul C mi-a plăcut foarte mult. În varianta subiectului acesta a făcut și aseară. Ce trebuie să învățăm de la fiecare subiect? Cum spuneam și aseară. Nu facem subiectul și-am plecat. Nu. Dacă n-am învățat ceva de la un exercițiu, de ce l-am făcut? Experiența aceea trebuie păstrată în partea esențială. Adică să se arate că e mai mare de atâtea grame, înseamnă că, de fapt, pi-ul acela când se dă cuprins în... Și atunci ce dă tot timpul fie între 3,14 și 3,15? Cantă-i pi-ul. Valoarea lui pi este aproximativ 3,14 prin lipsă luată și prin majorament. El are o multezecimare. Ar fi fost 3,1, 4, 7, 8, 9, sau nu știu ce cât de... mi-amintesc o poartă. Cred că... cineva prin 84, 85, conduceam un lotul de la Mâinești și am venit la pregătire aici în Bacău. Eram din clasa a 7-a sau 8-a și erau doi copii, unul era de la Românești, unul Șantor, renumit, foarte comun. Dar eu nu reușeam să-i mai culc. Eram undeva la liceu sportiv, la cazat, și nu reușeam să-i, băi, am culcarea, stingerea. Și cu voi, băi, nu se poate. Ei se dădusă la bancuri și tot discutau la una pe alta. Ăsta de printre ei era și unul de la Mănești, ăsta și Andor de la Preda de la Mănești și Andor de la Mănești. Și îi vine... Nu, nu e ca așa. Și îi vine... îi vine rândul să spun și eu un banc. Și Andor. Și zic și eu un banc, că acum între copii se discutau acolo, zic și eu un banc, nu... nu schițează niciun zâmbet. Păi zici, dar ți-am zis și eu un banc, mă. Tu vezi că n-ai spus, n-ai spus nimic. E, sunt furie, așa zice, băi, voi știți pi cu 40 de decimale? Pi. Pi cu 40 de decimale. Și... zice, nu știu, mă, dar tu zici, știi? Da. Și spune, 40 de decimale. Corect. El spune un șir de 40 de decimale. Cel de la Mâinești se prinde de poartă, aprinde lumina și mai spune o dată. Și le notează. Că a spus, cum ei nu știau, el putea spune orice. Da. Și zice, mai spune o dată. Și spune și notează. Pa, 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 pa. Și acum, ei, acum spune încă o dată. Și spune, perfect. Deci 40 de decimale, 3,14 decimale sau 3,14 și urmează un lucru decimale. Ăsta supărat zice, ei, lasă că nu ești mai frumos ca mine. Mi-a plăcut terribil de mult. Adică tot piul tău. Tot ești mai frumos ca mine. Da, lasă că nu ești mai frumos ca mine. Deci te-ai plăcut, ai frumos tot nu ești. Da, da. Deci, cu mor foarte puternic, de ori mă găsesc pe el acum, este inginer sindic și este un băiat valoros. Și mă zice, măi, băi, Bogdane, hai, spune-mi poarta copiii, ce asta ți-o dă o să. Așa că tot felul de lucruri interesante. Mi-am mai multe lipi, care are doar 20 mani, care știm noi. Da? Dar are restul la ce îi folosești? La ce îi folosești, sigur că da. Ia, folosi mai bine.
El o spunea ca un exercițiu de memorare pe care reușise el să facă, să obțină o logică. Dar nu știam că nimeni nu-și bate capul să memoreze 40 de decimale. Dar mi-a părut secvența că ăsta s-a prins, bă, de-a lăsat și lui 40 de decimale în la întâmplare. Da. Da. Așa și cu până venirea patrului, eu am văzut într-o culegere o chestie interesantă și zic să le spun. Și am observat la simetrie, dacă mulțești 1 cu 1, dă 1, 11 cu 11, eu sunt 21, știi toată lumea. Da. Dar 111 cu 111 și știu rezultatul. Și oricât de 1 am puțin, oricât de 1 am puțin, eu știu rezultatul fără să-l calculez. Și la simetrie acolo, 3 s-a cumplit, urci până la cât este cifra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dacă 7, și facea popor, și ăla e rezultatul. Dacă ai 2000... O fel de triunghia lui Pascal. Exact, da, și aia e simetria. Și le-am zis cum eu știu, și e calculator, că sunt de fiici, apropo de fiici, știți, cum ar fi activat de 10 bani. Da, da, da. Până să se prindă... Până să se prindă și să le spun cum e... Când întâlnesc pe chestia asta interesantă, așa, merit... Sigur, sigur, pentru că... aș fi fel de fel de zile. Crede-mă că îi impresionez pe cineva, apropo de elevul ăsta care o învăța 4 de zile, sau studentul, sau cine era prietenul dumneavoastră care învăța 4 de zile decimale, Gabi, gândiți-vă că și voi. Păi, uite, eu îți zic 100 de ani, un motiv de ani, 100 de ani, eu îți dau răspunsul pe loc fără să calculez. Și atunci nu se ducești. Hai să facem oprim fișierul, nu? Da. Sinteza? Ce sinteza aici? Ce-a fost cu... Și am făcut, am făcut subiect o tare simulare și întâi am lucrat la română, la română. Am lucrat la română. Întâi la algebră. Și am făcut acolo, în baza 10, este picioarul acela, în baza 10, cu analiza acela. Rezolvarea unei ecuații în N. Am văzut că nu mai cu două necunoscute ce au. Da, da, da. Rezolvarea unei ecuații, cum se numește mai atare. Am avut expresia după aceea. Așa. Expresii aduse la forma cea mai simplă. Și problema care e cea mai simplă. Și aș mai adăuga aici formă de capul pe scurtare. Exact. Formă de capul pe scurtare. Bine, am vorbit și despre divide și se divide, domnul profesor. Multiplu și divizor. Da, da, da. Multiplu. Șase, cine poate să divide mine? Șase. Trei. Șase îl divide pe trei. Și eu mă cât? Trei îl divide pe șase. Asta era ce vreau să întrebat. Nu, șase îl divide. Cine îl divide pe șase? Nu. Așa. Bine, bine, hai. Da, da, da. Bine, o să divide. Multipli și divizorii în unui număr. Apoi am făcut la geometrie inegalități. Inegalități.
cam asta a fost lucrurile importante, oricum, plecând în legislativ, încadrat între și tot urmează pe la revedere, vă mulțumim că ați numele profan, vă dorim să ne plăcut în continuare și a intrat de la Ișia. La Ișia și să nu uite să spună la prieteni. Prieteni pe și pe Facebook să se răspundească ideea. Și acolo, și la revedere. Uite-mi plăcut.